Real Madrid, unul din cele mai puternice cluburi de fotbal încă de la înființare și până în zilele noastre, Los Blancos au cucerit cele mai multe trofee UEFA Champions League, mai exact 13 și numai puțin de 34 de titluri de campion a Spaniei, o echipă incredibilă care a avut de-a lungul timpului fotbaliști colosali ca și Alfredo Di Stefano, Raul, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Sergio Ramos sau Cristiano Ronaldo. Galacticii au transferat câțiva fotbaliști pe sume foarte mici sau chiar i-au crescut în propria academie, transformându-i în adevărate superstaruri ale sportului rece. Totuși, Realul a făcut și câteva greșeli, lăsând unii fotbaliști să plece mult prea ușor. Așa că astăzi vom vedea 10 dintre aceștia. Începem cu cel mai recent exemplu, Hakimi. Marocanul a fost crescut în academie, jucând pe la toate grupele de juniori, ajungând în lotul echipei mari, dar nu a primit șanse să joace, avându-l ca adversar pe post pe Dani Carvajal. Acesta a fost împrumutat la Borussia Dortmund, unde a explodat, devenind unul din cei mai buni fundași dreapta din lume. După expirarea împrumutului, s-a întors în capitala Spaniei, dar nu a fost oprit în lot, fiind vândut la Inter Milano pentru 40 de milioane de euro. În opinia mea, Realul în viitor s-ar putea să regrete această decizie, pentru că Hakimi este un fundaș care a demonstrat că are un talent imens și, în plus, are doar 21 de ani, o vârstă care îi permite să mai evolueze mult timp de acum înainte. Deși l-am menționat mai sus, până și legendarul Iker Casillas în 2015 a fost lăsat mult prea ușor să plece de la echipă, lucru total greșit, un astfel de fotbalist ar trebui păstrat pentru totdeauna la echipă, pentru gloria pe care a dus-o clubului, dar și pentru fanii care îl consideră un adevărat idol. Îngerul păzitor, așa cum era numit spaniolul, a fost crescut în academie, iar după timp de 16 ani a fost titularul echipei mari, primind și de rola de capitan, un fotbalist imens care a plecat de pe Santiago Bernabéu cu ochii în lacrimi. Câștigătorul a 3 trofee UEFA Champions League cu 3 cluburi diferite, Seedorf a fost lăsat și el mult prea ușor să plece de pe Bernabeu în anul 1999. Seedorf fusese adus de la Sampdoria și a purtat tricoul Realului în 120 de meciuri, reușind să câștige mai multe trofee importante. Olandezul, după despărțirea de Real Madrid, a ajuns la Inter Milano, unde a avut evoluții bune, iar după a făcut istorie la AC Milan, pentru că care a jucat vreme de un deceniu. Makelele, unul din cei mai mari mijlocași defensivi din istoria fotbalului, a fost adus în anul 2000 la Real Madrid, pentru care a jucat 3 sezoane având prestații solide. Francezul asigura mijlocul terenului fiind foarte asemănător cu N'Golo Kanté din prezent, dar acesta a fost îndepărtat de la echipă pentru a face loc altor vedete, o greșeală mare făcută de conducerea Galacticilor, pentru că Makelele a ajuns la Chelsea, unde a arătat că merita să rămână în capitala Spaniei. Cu ajutorul său, Chelsea a cucerit 2 titluri și 2 cupe ale Angliei. Mesut Ozil, unul din cei mai buni pasatori ai ultimilor 20 de ani, a fost cumpărat de Los Blancos pentru 18 milioane de euro de la Werder Bremen, iar în primul său sezon a reușit 26 de asisturi și 10 goluri, cifre excelente în opinia noastră. Acesta a primit tricoul cu numărul 10 și nu a dezamăgit, având și în următorii 2 ani prestații foarte bune, reușind să dea asist după asist. În 2013, germanul este vândut la Arsenal, o decizie care i-a nemulțumit pe fotbaliștii din atacul Los Blancos, mai ales pe Cristiano Ronaldo, care s-a opus plecării acestuia, dar până la urmă Ozil a plecat de la echipă.
Al pasator excelent care a plecat prea ușor de la echipă este Angel Di Maria. Argentinianul a venit de la Benfica în anul 2010, jucând pentru Real până în 2014. În acest timp, Di Maria a marcat 36 de goluri și a dat numai puțin de 85 de asisturi, cifre bune, dar care nu l-au ajutat să rămână la echipă, fiind vândut la Manchester United pentru a-i se face loc lui Gareth Bale. Di Maria a ajuns la PSG, unde este și în prezent, având evoluții solide, și-a arătat întregii lumi că Realul nu trebuia să lase așa ușor să plece. Samuel Eto'o, unul din cei mai mari fotbaliști africani, și-a început cariera de fotbalist profesionist la Real Madrid, dar unde nu a primit niciodată șanse să arate ce poate, fiind mai mult împrumutat pe la diferite echipe. În anul 2000 este vândut la Mallorca pentru 4,5 milioane de euro, iar după numai două sezoane semnează cu Barcelona, unde înscrie o mulțime de goluri, câteva fiind chiar și în El Clasico. Al fotbalist pe care Realul l-a lăsat să plece de la echipă prea ușor este olandezul Wesley Sneijder, care a fost cumpărat de la Ajax în 2007 de către Real Madrid, jucând doar 2 ani pentru Galactici. Conducerea echipei nu a fost mulțumită de evoluțiile acestuia și este lăsat să plece la Inter Milano pentru 15 milioane de euro, o sumă mult prea mică pentru un asemenea fotbalist. După numai un an de la plecarea de la Real, Sneijder devine unul din cei mai buni fotbaliști din lume, mulți văzându-l ca principalul favorit la câștigarea Balonului de Aur. Al fotbalist olandez fantastic, lăsat mult prea ușor să plece din lotul galacticilor, este Arjen Robben, care a fost adus în 2007 de la Chelsea pentru 35 de milioane de euro. După numai două sezoane, acesta a fost vândut la Bayern München, iar restul este istorie. Robben a avut evoluții fantastice atât pentru bavarezi cât și pentru naționala Olandei și cu siguranță i-a făcut pe conducătorii Realului să regrete decizia de a-l vinde. Și cea mai mare greșeală, ca să-i spunem așa, este lăsarea lui Cristiano Ronaldo de a pleca de la echipă. Superstarul portughez este cel mai bun marcator din istoria clubului, omul care a adus atât de multe trofee și glorie clubului și liderul echipei care trăgea echipa după el în momentele grele. Acesta a fost lăsat să plece la Juventus, el dorind acest lucru, deoarece clubul nu l-a ajutat în problemele sale cu fiscul, iar golul lăsat de acesta se simte și astăzi. Acesta era omul care marca gol după gol, el reușea să facă diferența în meciurile puternice, de asemenea avea și o influență puternică în vestiar. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi, scrieți-ne în comentarii care credeți că este cea mai mare pierdere a Realului, iar până data viitoare nu uitați să apăsați pe butonul de like, abonare și share. Salut!